În fața sucursalei bancar, unde a avut loc jaful, se află în cartierul clujean Dâmbul Rotund. Aici, jur orei 15, a intrat tânărul care a dat spargerea. Este vorba de un tânăr de aproximativ 30 de ani, care a intrat în bancă cu fața mascată și, sub amenințarea unui cuțit de vânătoare, a reușit să plece din sediul bancar cu o sumă importantă de bani. Incidentul s-a petrecut în aproximativ un minut, deci foarte rapid. S-a dat imediat alarma, iar polițiștii au ieșit la fața locului. Încă se fac cercetări. De asemenea, polițiștii au făcut publice semnalmentele bărbatului, cum spuneam, un tânăr cu vârsta cuprinsă între 25-30 de ani și înălțimea de aproximativ 1,80 de metri.